Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de Lori vreau să mă păcălesc, să bat toate recordurile. Cei cu Andy, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, spune, spune cei cu Andy, spune cei cu Andy. Auci! Tăticul! Se zice că părinții se atașează prea mult de copii. Se înșală. Nu înțeleg cum s-au activat. Larkin, ai 4 puncte în minus. Îmi pare foarte rău, cred că am regresat. La acest proiect veți fi grupați câte doi pentru a avea grijă de acești copii computerizați. Da, copii? Când plâng, apăsați butonul ăsta. Un sunet înseamnă că trebuie hrănit. Două sunete înseamnă că trebuie schimbat. Trei înseamnă că trebuie alintat. Observați? Acum, micuțule, nu te îngrijora. Tati este aici. Hai, stai cu mine. Da, așa. Veți folosi aceste cupoane pentru a cumpăra mâncare pentru bebeluși, da? Veți învăța câteva tehnici de îngrijire a copiilor și la final veți face o prezentare despre aspectele de îngrijire a copiilor. Acum, haideți să facem niște familii. Vroiam să vă împerechez. Pentru proiect nu e nimic fizic. Nu e vorba de nimic fizic. Trebuie să înțelegeți, nimic fizic. Să vedem, Larky. Cu siguranță o să te descurci. Cred că deja știți cu cine vreau să fiu în echipă. Și dacă avem noroc, Junior, o să fiu un mare farsor ca și tati. Asta-i băiatul meu! Lori McNay. Și mândrul tată va fi... Eu Danny Piggott. Bine că nu e Andy. Cel puțin nu e Jervis. Vă vom da un băiat. Felicitări, trebuie să fiți mândri. Ești cu minte? Da, sigur că ești. Cine e tatăl tău? Domnule Hagin, nu mai avem mame. Da, ai dreptate. Asta urmează să facem. Va fi un experiment. Prima dată nu sunt în echipă cu o fată și acum voi fi tată alături de un alt tată pe care îl urăsc. Peter Link. Nu, eu nu. Andrei Link. Da, e fată, mi-e un copil. Ce să fac? Stai puțin! O să fiu tată alături de... Ce crudă e viața! E băiat. O să-l cheme Jervis Junior. Deja vrei să-l traumatizezi? Nu, asta e treaba ta.
pentru că toată lumea știe că vei fi un tată groaznic. A, da? Și cu tine, ca și tată, probabil că acest copil va primi, hei, un glonț în cap. Nu în fața copilului, nu în fața lui. Ascultă, Larkin, nu trebuie să ne placă asta. Nici să nu te gândești, înțelegi? Dar dacă nu iau o notă bună din cauza ta, o să-ți pare deja foarte rău. Deja îmi pare rău, măi! Deni, prietene, ia gândește-te ce farse putem face cu acești copii. Îmi pare rău, Andy, dar la acest proiect nu mă alătur. Deja te schimbă. Femeile fac asta, trebuie să fii puternic. Oh, bine. Dragă. Cel puțin pe mine te poți bizui, nu-i așa? Nu, aoleu, nu te speria, tati, aici. Ce bine că domnul Hacin ne-a dat scutece pentru început. Schimbă-l tu, taticule. Exact ce mă așteptam de la Larkin. Cât de reale sunt chestiile astea? Este terci de ovăz. Aveam o bombă mirositoare în fiecare zi cu Larkin. Aduc sau nu aduc? Am luat tot de pe listă, mai puțin alimentele. Nu datorită ție. Masa, sunt înapoi într-o clipă. Vrei să taci odată? Nu cred că ar trebui să-l țin așa. Care-i problema ta, Larkin? Fraierii ăștia nu sunt chiar așa cum par. Să te ajut, Andy? Cuplul perfect, nu mulțumesc, trebuie doar hrănit. Să nu uiți să-l mângâi ca să nu vomite după masă. Să vomite? Lori a zis să-l mângâi după masă. Poate puțin mai tare. Super! Știi tu cum? Știi tu cum? Bine că mai am câteva haine de bebeluș. Larkin? Andy Larkin? Cum de-ai făcut o farsă unui copil neajutorat? Ești așa de imatur. Nu ca Jervis și Danny, care vor fi niște tați grozavi. Partea bună a proiectului este că ne va arăta cine este un tată bun. Ce? E ceva, Larkin? În ciuda eforturilor tale, eu am să demonstrez că sunt cel mai bun tată din cât există. De unde anume? Așadar, Lori este impresionată de calitățile paterne, a? Ei bine, ce vrea, aia va primi. Ai dreptate, Jervis, acest proiect este important. Și? Și îmi pare rău pentru farsă, nu m-am putut abține. Dar sunt mai tare acum, să știi. Mai dă-mi o șansă, te rog. Se pare că nu putem divorța. Așa că e bine. Sunt sigur că Jervis Junior o să se bucure că e hrănit de tine. Haide, haide. Haide. Este oportunitatea mea de a încerca noua mea invenție în materie de hrănit copii. Copiii au nevoie de contact fizic și cel mai ușor se realizează prin alăptare. Avem o problemă, Jervis. Exact. Pentru că nouă ne lipsește metoda feminină, am devenit puțin mai inventiv. Vrei să încerci? Da, nu. Iată-i pe Danny și pe Lori. I-am invitat ca să discutăm despre copii și tehnica de alăptare. Momentul potrivit pentru a arăta ce tată bun sunt. Lori, Danny, mă bucur să vă văd. Foarte impresionant. E minunat să vă văd că vă implicați în îngrijirea copilului vostru. Nu vă faceți griji, am terminat cu farsele. Ar trebui să le arăți și colegilor. Poate așa o să recuperați punctele pierdute. Știi ceva, Jervis? Vreau să am eu grijă de Jervis Junior la noapte. Ești sigur?
Nou născuții se trezesc în medie de 3 ori pe noapte. N-ai să prea dormi? O să dorm foarte bine. Deci Rego ocupat cu copilul, nu? Nu a fost copilul, ci Jervis, care m-a sunat din două în două ore să vadă ce face copilul. Gata, luați loc. Astăzi vom învăța cum să faci baie unui copil. Cine vrea să se ofere voluntar? Eu și cu Jervis, domnule Hutchins. E bine, cred că va ieși bine dacă Jervis va supraveghea. Aduci tu apă, Jervis, eu pregătesc bazinul. Bine. Alunecă și săpunește, alunecă. Să nu folosiți prea mult săpun. Nu vă doriți ca nou născut să alunece pe podea. Privește, eu mă ocup de ștergerea copilului Tool. Speli pe Jervis Junior. În timp ce spălați copii, gândiți-vă la tema pentru prezentarea în legătură cu creșterea copiilor. Cred că ar trebui să-l punem pe al nostru pe un scaunel. E prevăzut cu sistem de siguranță. Scaunel? Cred că aș vrea și eu unul. Nu e rău deloc. Punct de în plus pentru Larkin, pentru că e încă în picioare. Am înțeles că Jervis are ceva pentru noi astăzi. Să vezi ce amuzant. După cum știți, copiii au nevoie de contact fizic, iar pentru noi tații asta este o provocare. Dar nu și de acum încolo. Încearcă cineva? Nu vă temeți, le-am folosit aseară și au mers foarte bine. Andy Larkin, mă bucur să văd că ți-ai în serios treaba. Un voluntar pentru invenția lui Jervis. Să vedem dacă funcționează. E mult mai ușor să hrăniști așa un bebeluș, pentru că poți să folosești ambele mâini pentru a-l ține în brațe. Nu pentru mult timp. Nu te îngrijora, Jervis, mi s-a întâmplat și mie aseară. Este doar gaz. Nu glumești! Aoleu, cineva să salveze! Aici sunt pentru tine, Lori! Ai 2 puncte minus pentru că folosești echipamente netestate pe copii. Ce tată bun ești! Încă un talent pe lista mea. Ce frumos! Vai, ce drăgălaș! Vai, ce frumos! Incredibil! Ia uite-te la, uite-te la, băi! Da, Andy e fiul meu. Ce-a făcut? Un erou? Bine, bine, proiectul ăsta cu copii de la școală chiar are un efect pozitiv. Gemeni? Sărmanul! Să ne înțelegem, vreți ca Andy să stea cu gemenii dumneavoastră câteva ore în seara asta? Nu trebuie să-l întreb, sunt sigură că va fi plăcerea lui. Bine, bine, o să fie acolo, la revedere. Mamă, dar ce faci acolo? Nu vreau să stau cu copiii. Mă gândesc că este practică, iar tu oricum ai grijă de un copil acum, nu-i așa? E un fals, mamă, nu gemeni. Nu, fără baterii. Nu. Se pare că sunt un tată prea bun acum. Vreau să-ți mulțumesc.
mulțumesc din nou că mi-ai salvat copilul. Ai fost foarte, foarte curajos. E, stai liniștită, nu e mare lucru. Unde pleci? O să fiu bună, pentru gemeni. Serios? Te-ai schimbat, Andrew Larkin? Hei, vrei să-ți țin companie? Chiar trebuie să răspund la asta? Oh, nu, ce păcat că n-are buton de pornire. Așa e mai bine. E, cum rămâne cu... Ei, copilule, dar ce face? Oprește-te! Lori, cred că a reușit contactul. Da, nu ai nevoie de un buton pentru a înțelege ce s-a întâmplat. E mai rău decât bomba mirositoare a lui Larkin. Ce bine că avem antrenament. Eu intru? Nu știu dacă e fată sau băiat. E băiat. Hei, dar ce sunt astea? Un scaun care se mișcă. Jervis spunea că prezentarea noastră o să includă acest subiect. Spunea că sunt sigure. Eu cred că dacă scaunele se mișcă prea mult, copilul poate să cadă. Iar simt că voi face o farsă. Oh, la ce mă gândesc? Nu pot face asta acum? Nu, când Lori este atât de aproape. Îngrijirea copiilor alături de tine, Andy, e o plăcere. Ce ai spus? Spuneam... Trage. Trage! Aha! Trage și acum. Ce? Cine? Unde? Mama? Cine? Ce? Un bărbat nu-și neagă statutul nici măcar pentru femeia iubită. Mulțumesc că l-ai ajutat pe Andy. Această prezentare ne va ridica nota cu siguranță. De unde ai atâtea scaune care se mișcă? Producătorul a fost foarte încântat atunci când i-am propus care e proiectul clasei noastre. Îl iau pe Jervis Junior. Odată ce o să pun copilașii ăștia pe scaunele astea care se mișcă, vor fi bebeluși zburători. Primul ajutor pentru copii este foarte important. Dacă se rănesc, vreau să zic, știi tu, își pierd o mână sau dacă se defectează capul, banda de zi, vă rezolvăm totul imediat. Ascultați, uitați-vă. Mulțumesc, băieți, nu e nevoie să ne arătați. Înainte de a pleca, puneți copiii în scaunele care se mișcă pe care ni le-au adus Jervis și Andy. După probă, ne vor spune ei dacă le place acolo sau nu. Cu grijă, nu vrem să cadă vreun copil. Ultimul! Acum mai e nevoie doar de arcul ăsta să-l arunce departe. Larkin! Ce faci? Mă asiguram că sunt în regulă copiii și... De asta am venit eu aici. Am verificat deja, totul este în regulă. Vreau să văd eu. Chiar dacă toată lumea crede că ești tatăl perfect, eu trebuie să iau o notă bună. Înțelegi? Bătălia taților, super! Hei, hu! Ăla e al nostru! Încă o dată! Eu nu știu, eu n-am nicio vină. Nu știu, întrebați-l pe Jervis, sunt ale lui. Ei bine, există siguranță la aceste scaune. Despre asta era vorba în prezentarea mea, înțelegeți? Asta este una din farsele tale, Andy? Dacă ar fi fost, nu v-aș fi spus. Nu te mai recunosc, Danny. Te-au schimbat așa de mult responsabilitățile? Păi dacă e...
e o farsă bună, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Genei de punct de minus. Se pare că ai pingat. Să vorbești despre siguranță este una. Să demonstrezi asta pe niște copii nevinovați este altceva. Ai înțeles? Ar fi trebuit să iei lecții de la Andy. Dar, da, hei, stai o secundă. Ce-i asta? Sunt mai multe aici. Aceste arcuri nu fac parte din scaune. Larkin le-a pus acolo ca să arunce copiii din ele. Ah, m-ai dezamăgit, Andy. Asta să știi. Nu, Aki! Se spune că este greu să faci un copil. Eu sunt de părere că ai prinde. Este și mai greu. Au! Ouch!